Este o rușine. Administratorii PSD ai acestui oraș, acestui județ, sunt o rușine pentru Iași. Eu îl consider pe Mihai Chirica un primar la fel de bun ca Emil Boc, la fel de bun ca Ilie Bolojan. Domnul ăsta, primarul ăsta, nu știu cum îl cheamă, Chirica, trebuie să se hotărască ce e dânsul, exact pe ce poziție joacă, că eu n-am înțeles, și să înceteze cu mafia imobiliară care a fost stăpânire pe un oraș întreg, pentru că Iași nu merită așa ceva. Și nu voi susține niciodată blaturi în niciun fel, nici aici, nici în alte orașe din România. Dacă la Iași orașul arată foarte bine și se vede un mandat, se vede o mâna unui primar priceput și foarte preocupat de soarta orașului și a cetățenilor. Este inadmisibil să vin la Iași să întreb câte fonduri europene a atras primăria și să nu fie în stare cineva să-mi spună că au adus nu 10 milioane, un milion de euro. Este o rușine. Mihai Chirica a reușit să aducă la Iași proiecte deja semnate, finanțate de peste 220 de milioane, singur. Deci doar pentru primăria Iași. Singura capitală de țară, de regiune istorică, care nu are sală polivalentă modernă, nu are bazin de not modern, este o rușine. Deci cei care au administrat și administrează acest județ și acest oraș ar trebui scoși afară din oraș și din județ. După ce am fost astăzi pe jos cu Mihai din nou și după ce am văzut orașul, pentru că l-am sunat aseară să-i spun că orașul arată absolut superb, nu este doar pentru organizația PNL Iași, este un exemplu pentru primarii din Moldova și nu numai. Dar în aprilie 2019 spuneați altceva despre dumnealui. Ăsta, primarul ăsta, nu știu cum îl cheamă, Chirica, trebuie să se hotărască ce e dânsul, exact pe ce poziție joacă, că eu n-am înțeles, și să înceteze cu mafia imobiliară care a fost pe bănuire. Că n-am uitat ce am spus, că avem o memorie bună. E un alt context politic, o altă bătălie politică.